dimineața, bine ați venit. Deci, cum vedeți, din două săptămâni vom face conferință de presă și vom spune exact tot ceea ce se întâmplă la primăria municipiului Rădăuț. Deci, pe ca ordine de zi, avem obiective din investiții care intenționăm să le prindem în buget în 2020 la învățământ. Așa? Lucrările cu CNIU, Compania Națională de Investiții, la Spitalul Municipal și cu bazinul din Not, hotărâi cu jocurile partizare de către o sumă de colosală pentru anul 2020 de Consiliul Județean, numărul de persoane care beneficiază legea 416 prin venitul minim garantat, terenurile afectate de șoseaua de centură și dacă s-a mărit aici cu terenul, trebuie să-l și pe Marius în coace. Te rog frumos, că Marius nici în ședință, nici data trecută nu a venit la ședință Consiliul Local. Tu și ador pe Marius în coace. Da? Prețul la gunoi și diversi. Deci, după cum știți, unii primării văd că au fost mai repede, au aprobat bugetul. Noi o să-l aprobăm, probabil că în prima parte a lunii februarie. Așteptăm și adresa la Consiliul Județean să ne dea și să acum lucrăm la investiții și la funcționari. După cum vedeți, vă spun niște ce intenționăm noi, suma nu-i bătută în cui, dar aproximativ, deci la unități de învățământ. Grădinița Pirchindielu va beneficia de 105-200 lei, Micu Prinț 110-200, Gheorghe Popadiuc 140.000, Dumitre Cantemir 103.500, Regina Elisabeta 124.000, Bogdan Vode 179.500, Colegiul Andronic Motrescu 250.000, Colegiul Eudoxie Hurmuzache 102.800, Colegiul Tehnic 99.800. Deci total la școli avem 1.340.500 bani care alocăm noi pentru gospodărirea școlilor și aici mă refer strict pentru reparații și pentru investiții care sunt, plus naveta la profesor. Naveta la profesor nu este o sumă foarte mare care trebuie să o plătim. Deci, suma e mai mare ca anul trecut, comparativ? E aproximativ așa. De exemplu, vă spun că vă dau exemplu. Acum trebuie să primim oferta la Gheorghe Popadiuc, ne prins investiția prin modernizarea terenului de sport. Aia o prindem noi direct pe bugetul. Da, deci avem așa și prindem direct, nu-i prins acolo. Ca să fie foarte clar problema, de exemplu, la General 5-3, la Mihai Eminescu, extinderea de școală care se face acolo și va fi terminată anul acesta, nu este prins aici, este prins pe bugetul local cu finanțare, plus cum pe Ministerul Dezvoltării. Și la Colegiul Tehnic, școala de pe obor, tot nu e prins aici, este prins direct în bugetul nostru. Da. 2. La CNI. La CNI vreau să vă spun că săptămâna viitoare o să fie deschis oficial șantierul la Spitalul Municipal Rădăuț. Vom vedea acolo organizarea de șantier, schelii și tot ce vine. Săptămâna viitoare o să vă anunțăm că ați participat la deschiderea șantierului la Spitalul Municipal Rădăuț. La Compania Națională de Investiții, contractul este făcut și finanțarea la fel. După aia o să avem pe bazinul din Not, deja săptămâna trecută s-a aprobat proiectul tehnic în Comisia Tehnică la CNI și s-a dat drumul la construcții, deci să vedem exact, să vorbim săptămâna viitoare cu constructorul, că oricum ne întâlnim că e același constructor care lucrează și la spital, să vedem când demarează lucrările și la bazinul din Not. Probabil că în două săptămâni vor începe și acolo, pentru că ei au câștigat lucrarea că pe proiectare și execuții. Proiectul a fost făcut și aprobat, urmează ca să dăm drumul la execuție. Deci, vreau să vă spun că am aici o repartiție
de la Consiliul Județean am primit 5.000 de lei. Deci 500.000. Am primit o sumă și fălcieniu la fel. Și noi avem o sumă, anul trecut ne comparam cu, avem cam echivalent cu marginea. Acum să vedem cine mai are 500. De exemplu, Capul Câmpului. Capul Câmpului este o localitate foarte însemnată pentru domn președinte și, într-adevăr, am văzut să s-o modernizase drumul acolo, este foarte bine. Am mai fost eu pe acolo și știu despre ce vorba, că și voi ziariști știți despre ce vorba la Capul Câmpului. Da, trebuie, e ceva de suflet acolo. După aia, cine mai are 500.000? Mănăstirea Humorului. Tot 500.000, da? La Solca este oraș, este altceva, Solca nu prea are venituri și nu comentez chiar la Solca. Și aici vreau să vă spun că am mai spus și la un post de radio, deci cei care sunt cu 50.000, da, sunt primari PSD. Cei care au primari PSD, care au peste 50.000, except ce face Boroaie, care e o comună foarte mare, să știți că sunt de aia cu semnul întrebării, care sunt în monitorizare la domn președinte Flutur Gheorghe. Sunt în monitorizare și n-au ce vezi. Trebuie să-i monitorizeze, să vadă care treaba și acum îi stimulează. Au stimulente. Deci nu trebuie să vă spun eu care, dar vedeți, care au peste 50.000, puteți întreba domnului, dar cum de vă da domn președinte mai mult? Sunt 23 de localități care au 50.000. Da? Lei toate sunt cu prima PSD. Deci eu vreau să vă spun și cu această ocazie aduc aminte domn președinte Flutur că au zis că într-o conferință de presă că primarii se descurcă și nu e adevărat că aici nu s-au împărțit din pix, s-au împărțit, nu știu după ce s-au împărțit, dar eu vă spun că sigur din pix. Și vă spun că eu, dacă știți, după cum știți, eu am fost pe timpul cât am fost președinte Consiliului Județean Cătălin Nichifor, am fost președintele Comisiei Economice la Consiliul Județean. Și atunci avem discuții tot cu primarii PSD, pentru că pe timpul guvernării PSD, la timpul respectiv, a venit o directivă pe Comunitatea Europeană și trebuia să achităm arierate. Cine erau cu arierate? Toți primarii PDL atunci, nu erau PNL, acum s-au transformat. Deci toți primarii PDL erau cu arierate. Și vă spun că am plătit arierate 2 ani de zile din ușurii capacele și la primarii PSD n-am putut să dăm bani. Acum să respectă aceeași tradiții, primarii PSD tot iau bani. Probabil că cei din conducerea PSD vor învăța ceva, nu că vreau să fiu rătăcios că am ceva cu cineva, dar discriminarea asta o trebuie să încetez odată. Și după cum v-am spus, asemenea discriminare a fost la utilități și mediu, la repartizarea bugetului. Da? Rădăuțul a fost ieri pe hartă. Domnul președinte Flutur are Rădăuțul pe hartă numai la alegeri. Atât. Restul, domnul Sticlez vă poate spune cum le-o prezent și le-o promis pe toloacă la domnul Flutur. O să vă spun exact ce le-o promis domnul Flutur și poate bine și le face. Din astea 500.000 le facem, nu? Da, ne-a promis că le modernizează strada, prima stradă, la strada Toloci. Bine, m-a promis și alții, domnul primar, au primit și fostul primar că modernizează strada Tineretului, care era prima stradă. Este modernizată, ați văzut cum da. Sunt condiții. Promisiune. De exemplu, Siretul, bravo, domnul primar, nicio problemă. Are 1.700 de lei, domnule, Siretul. 1.700 de lei. De mii, da. Deci, vă dați seama? Deci 17 miliarde. Da. Asta este situația. Oricum, la sigur pe domnul președinte că cu cât ne pun împiedici mai mult la finanțări, cu atât o să ne ambiționăm și o să vedem noi cum facem. Ne descurcăm noi cumva. Dar nu întrerupim programul de investiții și o să vă spunem exact și străzile care se fac anul acesta pentru balastări. Anul acesta, nu până în campanie electorală. Pare rău, asta e situația.
Păi nu, i-am să-i fac cu adresul, domnul Flutur poate le comandă dumnealui. Să nu poate... crezi că domnul Flutur de la urbanism. Nu domnul Flutur de aici. Domnul Flutur Gheorghe. O să facem o adresă ca să ne recomande ce să facem. Chiar domnul Bianca să facem o adresă, să ne spună domnul, poate ne recomandă o investiție ceva în municipiul Rădăuț pentru campanie electorală. Deci faci ca lungul, să renunți pe unul grand și în lui, dăm la comune. Modernizăm strada pe loc. Nu, no, că nu vreau să jignesc oamenii de acolo, până la da, vedem. Facem o adresă să-l întrebăm pe domnul Flutur. Ce avem de lucru? Deci, cu 416, nu? La 416, pentru venitul minim garantat, avem în evidență un număr de 52 de dosare, din care 32 de dosare înregistrate persoane singure, 10 familii cu 2 membri și 5 dosare formate din 3 membri. 3 dosare înregistrate cu familii formate din 4 membri, respectiv 2 dosare pentru familii cu 5 membri. Dintre cele 52 de dosare, 27 sunt apte de muncă. Deci sumele alocate persoanelor apte de muncă au obligație de a presta lunate și vin la 416 și la primărie, la domnul Cărbuni. Asta este situația, în momentul de față. Nu avem, la 416 nu avem chiar așa mulți, avem mai mulți din ăștia cu muncă în folosul comunității. Veniți pe aici până la noi. Multe hotărâri definitive cu muncă în folosul comunității. Deci, cu muncă în folosul comunității avem mai mult decât la 416. Deci atenție la amatori. Da. Deci domnul inginer Marius, până discutăm după aia alte puncte de pe ordinea de zi, privind exact ieri ce am făcut în consiliul local cu gunoiul, cu terenul, cu prețul la gunoi, cu asta, deci vreau să vă spun că în prezent în jur de 12 mașini sunt venite deja, am înțeles săptămâna viitoare s-au înțeles un pic mai reci, s-ar putea să mai vină încă vă 5, deja 12 mașini lucrează și pregătesc care, balastru, adică practic și pregătesc pentru cu cară balastru din Albea Sucevi, sau nu știu, poftim? Da, pregătesc materiale pentru ca să vină muncitorii. Muncitorii încă n-au venit, dacă săptămâna viitoare am înțeles cum va fi mare și după aia vin și s-a apucat de treabă. Domnul Marius, explic unde? Vine mai aproape din microfon aici. Explic-le la domnii care e problema cu terenul de la șoseaua de centură. Ia loc aici. Și după aia ești liber. Cu terenul. Deci pentru terenurile care sunt afectate de obiectivul de investiții centura municipiului Rădăuț, pot să vă informez că există o societate care a câștigat licitația încheiată la DRDP Iași privind întocmirea documentației cadastrale și pentru evaluarea terenurilor afectate. Se lucrează, deci, din câte am înțeles, societatea este din Arad, au un reprezentant care lucrează la Rădăuț. Spune locația unde e. Poftim? Locația unde e. Deci locația are un birou pe strada Călăraș, la bloc pe Călăraș. Din câte am discutat, deja sunt întocmite circa 50 de lucrări în documentații cadastrale pentru care s-au întocmit încheieri de respingere. Aceste lucrări vor fi predate la evaluator. Partea de evaluare și cu partea de cadastru se transmite către DRDP Iași, care în momentul în care au aceste documente, pentru fiecare localitate se constituie o comisie, iar pe baza acestor documente se va emite pentru fiecare imobil în parte o hotărâre de justă despăgubire. În baza acestei hotărâri de justă despăgubire, fiecare proprietar de teren va primi suma respectivă în cont, în cazul în care există nemulțumiri, se poate adresa instanței de judecată. Pe această cale aș vrea să rog cetățenii proprietari de terenul care nu au prezentat documentele necesare în întocmirii documentației cadastrale, se pot adresa primării municipiului Rădăuț la
compartimentul de fond funciar, unde primim zilnic documentele respective pe care le transmitem mai departe către reprezentantul societății. Cam în linie mare asta noastră. Mulțumim, Marius. Deci vreau să vă spun că ieri am avut o ședință de Consiliul Local, pentru care am avut un punct majorarea prețului la gunoi menajer. Prețul s-a majorat și s-a majorat destul de substanțial și vă spun de ce s-a majorat. Primăria nu are nicio putere și nu are nici o calitate juridică să intervină. Noi suntem puși în fața faptului împlinit ca prețul și la apă. Aceeași treabă și la gunoi. Deci a venit un document în care ni s-a precizat că începând cu 1 ianuarie prețul pe care pe tonă de gunoi care se cântărește se duce la moara, s-a majorat cu 50-60 lei sau la 400 și cu în jur de 60 de lei aproximativ. Pe tonă. Ca urmare acestui fapt, indirect s-a majorat prețul la colectare, transport la, și prețul la gunoi. Într-adevăr, prețul la gunoi s-a majorat și datorită faptului, da, acolo, nu știu dacă-s 2% din la sută, pentru datorită faptului că majoritatea sunt muștitori necalificați, s-a majorat salariul minim pe economie. Deci elementele sunt salariul minim pe economie plus transportul și depozitarea la groapa la moară. Eu știam că se întâmplă treaba asta și am prevăzut-o pentru că știam că, de exemplu, vă dau un exemplu, la Botoșani ce situație s-a întâmplat. Consiliul Județean face licitații, prezintă caietul de sarcini, cei care câștigă licitația vin cu un preț mic cu posibilitate de renegociere. Și probabil că au renegociat, s-au prins direct prețul ăsta în contract, nu am făcut noi contractul, nici nu știm contractul, noi nu suntem, deci noi ca asociație acolo nu am intrat în procesa contractului încheiat între Consiliul Județean și operatorul de la groapa de gunoi. Am fost pus în fața faptului împlinit și pentru că să nu ajungem cum s-au ajuns în alte orașe, să nu avem, vă dați seama că acolo dacă nu-i plătești factura în 15 sau nu știu câte zile, nu se mai dă voie să mai depozitezi și nu trebuie să ajungem în situația în care să mai creăm și alte disconforturi. Casa le mai trebuie în oraș ca să nu avem unii să ne primească la groapa de gunoi, la moara, deșeurile digitale. Da, o parte din vină avem și noi locuitorii municipiului Rădăuț, pentru că sortarea se face cam în jur de 60%, știți? Noi avem mașini, am luat măsâni, nu știu, nu vreau să caut eu acum vinovatul, deci o să avem o analiză foarte clară și o să avem, după cum am stabilit și consiliile locale, luna mai, o analiză privind să vedem exact cât e reciclabil s-au predat, vorbim de cartoane, deșeuri și peturi, cât i s-au predat, câți bani încasăm, ca să putem să vedem dacă putem mai diminua prețul în baza ceea ce primim noi la reciclabil. Da. Și taxa a crescut de la cât la cât, spuneți? Deci taxa a crescut la 21 de lei acum, nu? La 11,85 la 21. Da. Da, noi o să facem, acum cred că o să găsim niște locații pentru că avem obligația noi, primărie, o să facem pentru deșeuri de construcții. Problema este că cetățenii nu mai au ce căuta la ghenile care sunt amplasate pentru colectare deșeuri cu deșeuri de materiale de construcții. Normal ar trebui să plătească separat să le ducă la un loc special. Acum, în momentul de față, să cam duc tot ce doriți acolo și mobile și saltele și tot ce, da, trebuie să facem ordine și să vedem, probabil că în câteva luni de zile o să dăm drumul și la deșeuri, la mobilă deja am vorbit cu firmele care sunt aici, așa, deja primesc, ei primesc de mobilă care nu mai folosește nimeni, o folosesc și o folosesc la centralele care sunt sau nu știu ce fac cu ele, deci deja primesc și cum duce și noi crengi care sunt rezultate la toaletare și le predăm și ne dă, oricum, transportul scoate măcar. Măcar scoatem transportul pentru clienți
Zic eu că o să trebuiască să vedem, nu știu cum, o să găsim o soluție, măcar să găsim o zonă unde să le depoziteze toate și să le ducem noi, dacă nu să vedem, vom vedea. Trebuie să luăm măsuri cu treaba asta. Asta este situația, a fost pus în situația faptului împlinit, nu suntem, deci, repet, primăria Rădăuț nu are nicio, nu se poate implica în treaba aceasta, contactul este semnat în baza unei asocieri care suntem toate localitățile, că mai spune cineva ieri de la PNL, că nu ești în cunoștință de cauză, nu ești în cunoștință. Vorbește așa numai astea fiind treabă. Fonduri europene, să accesăm fonduri europene pentru gunoi, nu știu ce să facem noi pe aici. Deci odată vă spun clar, asociați cu Consiliul Județean, noi nu putem accesa fonduri europene pentru această activitate. Doi, din câte știu eu, nu este deschis nici o axă pe treaba asta, în momentul de față, nici anul trecut, nici anul ăsta. Dar așa, ca să sună frumos, fonduri europene să accesăm, sună foarte frumos. Acum, de exemplu, suntem în tratative pentru, ca să depunem un proiect pe fonduri europene pentru digitalizare a primăriei, care este deschis axă. Și avem termen până la sfârșitul lunii februarie să depunem documentația. Deja suntem într-o fază foarte avansată și vom depune documentația la Agenția Nord-Est pentru să accesăm fonduri. Da, accesăm fonduri numai pe axele care sunt deschise și depunem dosare și în funcție de cum intrăm și noi acolo, și acolo se intră, cum se intră, da. Mi se pare că în jur de 40.000 de euro, nu? Da, minimum. Da, noi, oricum, este să fac niște programe, să fac operațiuni, eu zic că este o treabă foarte bună pentru OAT-ul Rădăuț. Și programe și tot ce trebuie. Da. Ecranul montat în parc funcționează? Nu, acum trebuie să-l racordeze la internet. Și ăla deci, va arăta ce? Păi va prelua toate datele de la poartă, de la firma care e, tot e discuție, este un panou la poartă autorizat de la Eger. Și ce arată ăla, va arăta și ăsta. Este legat pe internet direct de la... Extensie. Deci, în câteva zile va fi racordat la internet. Da. Domnule, este pentru informarea populației, l-am pus acolo. Circulația e mare prin zonă și omul se uită. Da, și l-am aplasat acolo ca să se vadă și de cei care stau la semafor din mașină și cei care circulă pe alee. Domnule primar, sunt niște pași în ceea ce privește modernizarea iluminatului public, leguri, cumva, pe care am copine sau am văzut eu rău? Da. Deci în momentul de față vom pune niște lămpi cu leduri pe Calea Bucovinei și pe Bogdan Vodă. În momentul de față se lucrează, pe Calea Bucovinei știu că se lucrează. Sperăm ca să prindem și proiectul ăla, că noi am depus un proiect fonduri europene și am înțeles că suntem băgați în cărți din nou pentru finanțare, suntem primii pe lista acolo, să vedem. Probabil că vă câteva luni vor ști. Punctare. Da. Deci pe Calea Bucovinei și pe Bogdan Vodă. Deci pe Calea Bucovinei se lucrează da. Da. Oricum, au crescut gradul de... Da. Deci cam asta am vrut eu să vă comunic dumneavoastră în această conferință de presă. Acum aștept cu cea mai mare plăcere întrebări din partea dumneavoastră. Deci bugetul la începutul prima parte... În jur de 10 februarie, acolo, ne învârtim. Detalii sau ceva... Am zis că am promis că vă spun exact străzile care vor fi asfaltate, da? Ieri, după cum știți, în Consiliul Local am aprobat o finanțare multianuală, tot pentru modernizare străzi. Și să vă spun, din bugetul local, în care deja am semnat contractul, este dat ordin din începere, autorizație de construcție, se pot apuca de treabă. Și prima stradă care se va apuca de treabă va fi strada Dobrojanu-Gherea și strada Papetării. Da? Astea două străzi vor fi prima dată făcute. Deci va fi strada 9 Mai, adică strada, domnul Sticlețu, de strada Tineretul, nu a făcut-o domnul Futu, îi facem multe, acum avem de bugetul local, din banii ăștia, vedeți, să știa domnul. Nu o scoateți? Deci 9 Mai, Tineretului, Plugarilor, Papetării. Papetării, vreau să vă spun că... Nu toate.
Deci o facem numai din calea Cernăuț până la podul la Toplița, pentru că încolo partea alaltă nu există apă și canal. Există, nu este apă. Nu este apă. Da? Deci de la calea Cernăuț până la podul, până la podul la Toplița acum. Da? Pe Penării. Asta pe Penării se face până la intersecția cu strada Merilor. De la acolo mi-a evitează până la intersecție cu strada Merilor. În continuare este, nu este apă și canal. Strada Mănăstirii. Constantin Dobrojanu Gherea. Am spus, da? Merilor. Din strada Bogdan Vodă până la intersecție cu Grâinilor. Mai încolo nu este apă și canal. Nu sunt utilități. Berării. Constantin Colibaba. Recoltei. Sitarilor. Strada Parcului și Fagilor. Aici este tronsonul de acolo, noi am pe la spatele uzinii acolo, am asfaltat anul trecut cărămidării cu ăsta și acum facem un tronson este parcul și una Fagilor și intrăm în Teilu. Ieșim până în Teilu, da? Se va face licitație, probabil că vom demara da drum la licitație în luna martie pe Gal pentru următoarele străzi. Plevnei, Bulgarilor, Odobescu, Zorilor, Îmbinată, Gheorghe Doja, Cucului, o parte din Cucului am asfaltat noi pe bugetul local anul trecut, Gheorghe Coșbuc, Vasile Conta, Ion Grămadă, Strada Mică, Podurilor și Pandurilor. Și vreau să vă spun că în bugetul local anul acesta se va asfalta încă Dumitrie Dan până la Dobrojanu Gherea pe multianualul ăla, dar străzile astea două vor fi asfaltate anul ăsta și Bogdan Vodă de la intersecție la Casa de Cultură până la hipodromul. Astea sunt străzile care sunt așa. După aia a rămas restanță în zona cu trotuarii, o să facem trotuarele pe strada Dacii. Deja lucrăm la indicatori și acolo. După aia pe Dragoș Vodă o să facem trotuare pe strada Mihai Viteazu la ABC, în zona aia acolo, deci anul acesta terminăm parcările alea care sunt pe Mihai Viteazu grănișierului și acolo parcările și acolo sunt prinse pe indicatori și trotuarele. Deci de acolo la ABC, pe partea dreaptă, tot trotuarul din capăt în capăt, la altul, de unde sunt parcări, la Mihai Viteazu 15 până la grădiniță. Da? După aia ce să facem trotuarul pe Iacov Zadic, domnul Flutur, pentru că de la acolo, de cum o faci la intrare, la fostul Emil acolo, da? Până la care ferată, noi am turnat covor asfalt, care ne ia bordurile și a rămas restantier cu trotuarul acolo. A rămas trotuarul cum a rămas acolo. La străzi, cam câți kilometri de zi? La străzi, deci... La Pigal îți vă 7 km, aici celălalt de 5 pe Gal și vă 6 pe bugetul local, plus ceilalți cât? În jur de 14 km. Nu lasă. Deci în jur de vă 14 km de... Da? Deci primul va începe Dobrojanu Gherea. Nu, Flor Construct, o câștigat. Flor Construct, la Gal încă nu știm cine. Și acum vom demara licitația pentru multianuare, să vedem cine câștigă și vom demara hipodromului și cu strada Bogdan Vodă, da? Și Dumitri Dan. Deci vom demara procedurile, avem proiectele făcute și vom demara procedurile. După aia urmează
anul ăsta la străzi, cam cât o să locuiați în buget sau... Păi prin buget, în primul, avem foarte mulți bani, deci licitația care este închisă pe Flor Construct, cât e? Nu știu cât e exact licitația. Ia să nu pe Denuța Mitic să spui cât e valoarea la contract. Am eu, contractul. Sau aveți contractul? Deci contractul, până răspunde la întrebări și trebuie scoasă și să vedem plus... Vezi, baby, da. Vezi și aici pe penării valoarea cât e, da. Pe gal. Și avem, după aia, la alte, nu, e o sumă mare. Da, până răspunde la întrebări, vă spunem exact cât e valoarea pe străzi. Deci, nu că e an electoral. Un primar trebuie să facă neanumit pași. Am făcut, noi am, până în prezent, eu de când sunt primar, vreo 20-22 de kilometri de... drumurile sunt asfaltate în acești ani. Acum astea sunt proiecte făcute care o să trebuiască să le punem și o vedeam. După aia dacă o să mai avem niște proiecte făcute pe axa 13 în care avem esplanada de la CEC pe fonduri europene, dar deocamdată proiectele stau din lipsă de finanțare. Nu nici respinsă, nici aprobate. Dar la esplanada de la CEC nu de la CEC, am greșit eu. Nu, CEC are numai acolo scara de sus, atât. Restul ea este a nostru. Deci este cealaltă parte a noastră. Dar se mai repară de prima zona aia, sus, lângă banca aia, cum îi pronunț numele, lângă magazinul ăla. Deci acolo este prins pe fonduri europene, pe axa 13, proiectul ăla, total. E acolo în jur de... Proiectul era în jur de... În lei vechi era în jur de 8 miliarde. Proiectul. Că era cu o fântână arteziană, cu mai frumos era. E prins pe fonduri europene. Acum să vedem ce va fi. Dacă nu, efortul bugetar pentru primărie să facem aia, ori facem drumuri, ori facem zona aia. Dacă nu, o să trebuiască să facem un credit. Primăria să o facem. Dar mai așteptăm să vedem. Poate ne dă drumul la... Ioan Nistos, trotuarul și strada nu sprinse, nu? Ioan Nistos sunt prins în programul ăsta care v-am spus eu, dar anul ăsta facem Dumitrie Dan și ipodromului, pe programul ăsta multianual. Ioan Nistos, școlii noi, strada Volovățului sunt prins pe programul ăsta multianual, da? Urmează și Ioan Nistos, dar nu anul ăsta. Acum să vedem, dacă prindem bani la o rectificare bugetară, probabil că mai prindem 5 lei sau cum e de la domnul Orban odată, 5.000 de lei. 50 de milioane, ce facem cu ei? Nici câteva pavele, dar sperăm că lucrurile se vor îndrepta. Deci Ioan Nistor, inclusiv Volovățul e prins de aici, de la piața Garoafilor până la Volovăț, la benzinării, acolo. Domnul primar, ați subliniat în astea cerința de Consiliul Local, dat exemplul ăla cu cei care stau în gază de la apartamente, domnul Cecalo spunea că sunt unii care nu sunt scriși cu serviciu, așa este. Nu se poate face o adresă la serviciul de evidență a populației, ca să se dea exact pentru servicii comunale, câte persoane stau la adresele respective. Așa s-ar diminua și cu moldoveni și cu ucrainieni, că probabil știți că sunt apartamente care au fie 10-12 rogarsoniere, care nici măcar nu sunt români. Și dacă îi facturează odată servicii comunale cu 20 de persoane, nu cred eu că... Nu știu, să vedem dacă se poate. O să vorbim la evidența populației cu doamna Dumitru, să vedem. Deci, valoarea contractului este de 4.708.585 de lei, la care se adaugă TVA de 800... Deci, fără TVA e 4.708.585. Fără TVA. Aproape 5... Da. Plus 894.631 TVA-ul. Noi plătim și TVA. Deci la 4.700 se mai adaugă 896.631. Deci contractul este semnat. Probabil că dacă se dezgheață un pic, în lei vorbesc, lei noi. Deci 4.708.585, la care se adaugă TVA de 894.631. Doamne, cum ați completarea antrenorului 2 ani de la Școala Locală de Sport?
fotbal, circulă prin municipiu, tot felul de zboruri. Că s-ar deci, dai ceva de fotbal, că una, că alta, poate ne aduceți niște lămuri. Deci eu vă aduc foarte multe lămuri. Domnul Melinti l-am văzut că e foarte activ, el e șof de galerie pe acolo la echipă, deci echipa cât să la primul nu distincează. Este o muncă colectivă la mai mult pe asta, din opinia asta nu. Și eu mi-am dorit să avem o echipă de fotbal. Deja am s-au învățat rădăuțenii și nu numai rădăuțenii să vină la fotbal, să vină destui de mulți la fotbal, sunt echipe în ligantie care n-au aspectat lucrul că avem noi. Deci fără grijă, nu se distincează nicio echipă. Ei luni pleacă în cantonament la Sucevița. Da? O plecat Goian și o preluat Frâilii. Eu am dat, o preluat Daniel Balan, care este antrenor principal, și eu probabil că o să luăm unul de pe Rădăuț să vehiculează Ticuț sau altul care își ca fotbal să le iei secund. Dar secundul le-a pe persoana care vrea Daniel Balan, nu care vreau eu. M-ați înțeles? Astăzi, la ora 11, la Omicea Mitrasă. Auziți. La ora 11? Unde? La ora 11, la Suceava, cu LPS-ul și după aceea mai sunt, pot să vă zic eu, program, pe 22, pe 14 se joacă cu Foresta la Suceava, pe 22 se joacă cu Juniorul, tot la Suceava, pe Ițcani, pe 25 la Aerostar și pe 28, dacă vremea încă ne aducăm mai sub Botoșani, dar nu știu mai Botoșani. Și Neamțul pe 18 februarie. Deci avem activitate, nu e problemă. Deci să stai fără grijă rădăuțenii că nu desfințăm. Dacă o băia, Goian acum vă spun sincer, nu a plecat din cauza că au avut divergenții cu noi sau ceva. Omul a plecat, eu îi mulțumesc pentru activitatea care a făcut-o. A imprimat o disciplină la echipă și l-a rugat pe Daniel Balan să continui ca să nu cumva să-i dezvețe pe jucători cu aceeași disciplină și să respecte toate regulile care sunt. Eu am mulțumit pentru ce au depus, eu am avut o discuție și am spus că nu sunt absurd și nu mă gândesc eu că o să se iei la Rădăuț. O stat 2 ani de zile, mulțumesc pentru activitate, eu zic că au făcut ceva pentru noi, pentru Rădăuț și probabil că va pleca la un loc mai bine. Am și niște informații pe surse, că mai încolo, mai încolo, nu știu, e treaba lui. Eu îi urez succes, dar oricum Suceava nu cred că la Suceava se va duce sub nicio problemă, din câte știu eu. Da? Cam politică, totul e posibil. Da? Vedeți acum, transferul. Să fac transferul, jocuri, de glezni. Spuneți. Cine? Rebeciuc de la Rădăuț, nu știu, acum probabil se mai ocupă la transferul, când dată se închide perioada de transferuri. Trebuie să vedem exact. El l-am văzut aici, au zis că era cam un pic cam palid, așa la față. L-am întrebat, m-a zis că nu se simte rău, că are o gripă, ceva, nu știu ce, da? Ce e asta? Da. Deci acum depinde, auzi, depinde și directivii primești și de la Finu. Se poate la o eventuală, la o viitoare dumneavoastră conferință de presă, domn primar, să invitați, să faceți o adresă, s-au invitat de atâta vreme Aceto și întrebările populației să adreseze și lumea lor. Cu cea mai mare plăcere. Deci, vinerea viitoare eu o să-l rog pe șeful de agenție de aici, domnul... Dar mi-aduce aminte că vorbesc eu, cred că dacă... Da, și peste două săptămâni l-a adus în conferință de presă la noi. Dar știți care e problema? Haideți să vă spun că sunt rădăuțieni care nu știu, sunt străzile aia, domnul Sticleț. Da. Aduceți-o la lista aia cu străzile aia, cât suntem, care le-au scos de la finanțarii. O aveți dumneavoastră? Ia dați-o. Adică să știe lumea unde e problema, da. Acetul, unde e a nu, de... serviciilor comunale, știți, să facă, să spună, să pună întrebări. Aducem pe amândoi aducem, nicio problemă. Da, deci da. Sunt doamnul Groza, da. La primar. Poftim? Doamnul Groza, poate. Săteam oraș prea mic pentru... Deci haideți să vă spun ca știi rădăuțenii exact. Ce au scos fără să ne întreabă pe noi e de la finanțare, da? Deci pe reabilitare. O scos strada. Deci astea nu vor fi făcute. Eugen Botezato, Dragoș Bicol, Plopilor, strada Sucevei, Tolocii nou creată, Bogdan Vodă, Calea Bucovinii,
strada Mănăstirii, asta a fost reabilitare. Da, da, și parte. Pe astea sunt, se facă. Astea se fac toate. Astea, astea de aici. Astea, astea alții, așa, de aici, la canalizare. Bogdan Vode, Petreliciu. Nu, tot apă. Tot, acolo tot apă. Ah, canalizare. Da. Petreliciu, Simeon Bănuțiu, Iancu Flondor, deci strazele care erau prinse la reabilitare de la Bogdan Vode spre calea Bucovinii, le-a scos pe toate. Horea e scoasă și o să, dacă tot o scos, o să vedem exact cum se încurcă acordurile acolo, să o asfaltăm de nou. Da. Că noi am rămas cu Horea, e cam așa, și o să luăm măsuri să o asfaltăm. Libertății, Ștefan cel Mare, bă, că o scos-o, Vânătorilor, și Vânătorilor trebuie să o asfaltăm. Arată rău. Alexandru cel Bun. Deci are rețeaua tot de canalizare, dar extindere. Și trebuiau să facă ei. Extinderile le-au scos, clar. Dragoș Vodă, Forestierilor, Flopilor, Tolocii, Grânelor, Ciocârliei, Pepenăriei, Lungcii. Grânele scoase? Ca seară m-a întrebat un cetățean de Grânelor. E canal. Da, da, Grânelor le scoase, da. Scoase. Alea Ipotrom. Andronic Motrescu, Bogdan Vodă, calea Bucovinei, porțiunea asta care trebuie să o facem, de la ipodromului până, făceam mola aia tot mai... Deci era de la ipodromul până la mola acolo, ai o scos, da. Zis că nu calea se justifică investiția. Calea Bucovinei are de la ipodrom care mergea spre mănăstire, știți, de la strada ipodrom, iar e scos. Și... Mănăstirea. Deci cine l-a scos asta astăzi, acetul? Acetul cu Consiliul Județean. Consiliul Județean, adică Consiliul Județean și cu Guvernul și la Bruxelles s-a stabilit, oameni, reducem atâta, scoatem... S-a stabilit o sumă și ei au ales străzele, nu ne-am întrebat pe noi. Aleatoriilor lua, nu, îți pare rădăuțul. Total sunt așa. De exemplu, la apă, 9 străzi excluse de la extindere. Scris, 12 străzi excluse de la reabilitare. La canalizare, 14 străzi excluse de la extindere, 17 străzi excluse de la reabilitare. Deci, slavă Domnului, avem... Ce să le finanțăm noi din bugetul local acum? Da. Vedem. Eu am ridicat problema în Consiliul Județean și domnul Sucru a încercat să o scalde, că sunt niște criterii și am explicat... Criterii ca la repartizarea bugetului. Criteriile nu sunt valabile. Dar la repartizarea bugetului, domnul Sucru spunea că... S-a făcut funcție de proiectele care sunt în derulare și care proiect? De localități. A cui proiect? Exemplu. Care? Zic. Accesare de fonduri și proiecte în derulare. Așa am dat exemplu și de Rădăuț, Vatra Dornic, în Bulung, așa am auzit. Așa de asta nu a dat banii pentru accesare de fonduri este ce? Fondurile au fost repartizate, așa a declarat dumneavoastră. Da, bine, aia e teoretic, practic e altfel. Dacă luăm, facem o analiză aici, e altceva. Așa vă pot spun și eu că, de exemplu, nu știu ce... Cum m-a întrebat domnul cu de echipa de fotbal, dacă a plecat Daniel Gonea, se disfințează sau nu se disfințează? Nu, dar așa este, corect. Întreabă, doamnă, până când se țin luminile de Crăciun aprinse? A început de montare, de în câteva zile, da. În câteva zile se termină și îl dăm. Aici la statui am zis eu să dăm ultima, că arată frumos să le dăm ultimele. Da, fără grijă. Dacă nu mai aveți întrebări, mulțumim frumos, o zi bună, sănătate și numai bine. Mulțumim.